Salutare tuturor și bine ați venit în La La Land! Astăzi vă voi arăta un machiaj pentru școală. Evident, cel mai bun sfat pe care aș putea să vi-l dau dacă sunteți fete de 13-14 ani ar fi să nu vă machiați deloc. Dar trăim vremuri emancipate, așa că am decis să vă arăt un machiaj lejer de zi cu care să vă simpatizeze și colegii și, bineînțeles, să nu deranjați niciun profesor. În liceu eu nu mă machiam deloc, cred că foloseam maxim un rimel și un lip gloss, dar dacă aș mai fi în școală, cam așa m-aș machia eu. În primul rând, cred că cel mai important este să folosiți o cremă de față ca bază de machiaj. Nu este nimic mai rău pentru tenul tău decât să începi să-ți pui toate chimicalele acelea direct pe fața goală. Așa că eu folosesc ori o cremă de față, ori ulei de cocos și vă sfătuiesc să o faceți și voi pentru că o să vă mulțumiți mai târziu. În continuare, voi lua o perie pe care voi pune puțin ulei de argan, după care voi continua cu fondul de ten, care va fi o combinație. Voi pune un fond de ten L'Oreal Accord Perfect, Accord Parfait. Așa, pe care îl voi amesteca cu un CC Cream de la Gerovital. Și motivul pentru care am făcut acest amestec este pentru că vreau totuși o textură lejeră care să nu încarce fața prea mult. În regulă, în continuare voi folosi anticearcăn pe care îl vei folosi în abundență pentru că sunt sigură că și voi îl veți folosi. Aveți teme, proiecte, învățați noaptea, așa că anticearcănul o să vă fie prietenul cel mai bun. Ați văzut că în momentul în care am amestecat anticearcănul, de asemenea am pus pe Beauty Blender câteva picături de ulei argan, tot pentru o textură mai ușoară și pentru o hidratare mai mare. Și pentru că vreau să rămân tot în zona de machiaj lejer, voi folosi puțină pudră translucidă pe toată suprafața feței, după care nu voi mai veni cu niciun fel de altă pudră. Am terminat cu pudra, iar acum îmi voi contura sprâncenele cu un fard maro închis de la Florma și cu această pensulă pentru sprâncene. După cum puteți vedea, am folosit mai puțin fard ca de obicei, pentru că vreau să mă mențin la un machiaj cât mai discret. În continuare, voi trasa o linie cu un creion colistar, Sidef, chiar la baza sprâncenei, pentru a le contura puțin mai mult. Peste acest creion voi aplica o nuanță la fel de deschisă, aproape ca un fel de iluminator, doar că este far de pleoape, un roz deschis.
În continuare voi folosi un fard de pleoape roz deschis de la Flor Mar, pe care voi încerca să-l aplic la fel, cât mai discret, nimic prea încărcat. Dacă v-ați uitat la primul meu vlog de machiaj, veți ști că vei folosi aceeași pensulă pe care o folosesc la aplicarea fardului de pleoape pentru a face un mic contouring și voi folosi același fard pentru că mi se pare că dă un efect foarte ok și m-am obișnuit deja cu treaba asta. Acum voi folosi puțin iluminator pe nas. Voi pune puțin iluminator și la baza sprâncenelor. Dar dacă vă grăbiți, puteți să săriți peste pasul acesta. Acum voi folosi un blush Max Factor roz. Peste acest blush voi folosi foarte puțin iluminator. Acum voi folosi rimel. Este un machiaj de școală și cu siguranță eu una nu aș fi avut timp să-mi trasez codițe de tuș. Dar dacă tu ești mai matinală și te trezești de vreme și ai timp pentru asta, nu ai decât. Dacă ești mai îndrăzneață, de asemenea, asta eu voi folosi doar rimel. Mai departe voi aplica o luce de buze roz și gata, cam asta a fost. Ok, fetelor, acesta este machiajul de școală pe care eu vi-l propun și pe care, cu siguranță, dacă aș mai fi în școală, l-aș folosi și eu. Am vrut să fie ceva discret, nimic foarte încărcat și care să nu dureze foarte mult. Adică, pe total, nu cred că mi-a luat 10 minute ca să fac acest machiaj. Dacă vă place, nu uitați să dați un like la acest video și, bineînțeles, subscribe la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, un pupic de la mine și rămâneți în La La Land!